Colin Ionescu, care package from home, sir. Thank you, Jim. Românii preferă relațiile lungi, în mod special cu cele care au aromă, un strop de savoare și mai ales bun gust. După 7 decenii în care regimurile s-au tot schimbat, ea a rămas aceeași. Originală, discretă și mereu prezentă. O știți cu toții, de la mic la mare. Vorbim despre Eugenia. Eugenia, cea care a devenit gustarea celor mici, biscuitul din ghetuțele de Moș Nicolae, desertul din pachetul cu mâncare al muncitorilor și din când în când masa principală a studenților sau a domnișoarelor la dietă. Îndrăgiții biscuiți cu cremă au luat naștere în perioada 1947-1948, la Constanța, la fabrica cu același nume, Eugenia. Numele în limba greacă înseamnă născută bine sau aristocrată, ceea ce înseamnă că a denuit peste timp la fel ca orice lucru de calitate, făcut cu dragoste și responsabilitate. Primul și totodată unicul producător al brandului rămâne până în vremurile noastre firma de panificație Dobrogea Group. Aceasta a înregistrat brandul Eugenia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în anul 1997. V-ați întrebat vreodată de ce crema de cacao era întinsă neuniform și atât de diferit de la un lot la altul? Pentru că era executată manual. Mai precis, crema era întinsă de femei cu o spatulă și probabil multă fericire în privire. Apoi, biscuiții erau lipiți și împachetați în ambalajul celebru. Și da, muncitoarele puteau gusta din desert doar în pauzele de masă, după ce își terminau treaba. După mai bine de 70 de ani, apetitul românilor pentru Eugenia a rămas același, producătorii respectând cu sfințenie rețeta originală. Atunci, ca și acum, factorii care au contribuit la succesul acestui produs au fost gustul, aroma, savoarea și prețul mic, care niciodată n-a depășit echivalentul unui leu nou. Gustarea preferată a elevilor de altă dată și a corporatiștilor de acum, Eugenia este un pot de carbohidrați peste timp și peste generații. Biscuiții copilăriei părinților tăi conțin 40% cremă și 60% aluat, iar produsul finit cântărește doar 36 de grame. Eugeniile, cum le spune toată lumea, sunt ambalate într-un rit de circa 350 de pachete pe minut, iar apoi cutiile pleacă doldora și rapid către pofticioșii români și nu numai. Acum am micul meu truc. Mă gândesc la Eugenia și zâmbesc instant, pentru că e așa de bună, la fel ca mine când dansez. Eugenia, originală, pentru emoții originale. Brandul românesc a înregistrat succese și peste hotare. Astfel, cu o investiție serioasă în dânsele, Eugeniile au revendicat un loc pe rafturile magazinelor americane. Mai exact la Chicago, New York și Los Angeles, că acolo avem suficienți români care să le cumpere și eventual să le dăruiască americanilor. Cum drumul este lung, termenul de valabilitate al produselor exportate trebuie să fie de cel puțin 6 luni. Însă chiar și așa, afacerea rămâne rentabilă în continuare. Pachetul cu 7 Eugenii costă între 2 și 3 dolari, plus că poți comanda cutia de 24 de bucăți și de pe Amazon. Dacă în rețeta originală crema este pe bază de cacao, Eugenia modernă vine și cu cremă de vanilie, lămâie, lapte și miere, în varianta dark și black and white. Legende sau nu? Eu cred că da. Eugenia este brandul românesc cu care s-au identificat generații de români. Copiii noștri o savurează cu plăcere, iar cei în vârstă spun că are în continuare același gust, al copilăriei. Poate că nu-i cunoaștem povestea adevărată, dar toți o știm pe Eugenia.